Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Metin2ro. Eu sunt Taker, vă urez o vizionare cât mai bună, iar în acest clip o să facem un clip fresh cu niște oferte bombă pentru voi. În primul rând, avem astăzi la prezentare un ward de nivel 35 cu P-ul Aură pe serverul Luna, care are rubinul opac full pe el. P-ul Aură, pe cont avem și 43 de cutii cu pui, fraților, numai că sunt în depozit și nu avem lada de depozitare luată, deci 43 de cutii cu pui. Are acest cont pe el. FMS 33 medie, armură bombă pentru serverul Luna, un KPV 50, valoare atac 5 pe vânt. Coie de fier plus 9, 20 vampiri, brățar de argint plus 9, 20 vampiri, 20 drop. Cercei cu 8 drop, colier deja de 1500 PV, papuș bombă 1500 PV, 15x15x10. Niște orisoane mici, Yabi, Mani bineînțeles, de 13 zile, o tonă de manti, brățările acestea. Cercei 10 semi, cercei cu 20 orci, platușa asta de leu bombă, 4 inventari deschise, avem și pet, bineînțeles. Două caractere pentru cioburi, două conturi de fapt pentru cioburi, pentru că avem toate caracterele acestea în primul rând. Și încă un cont cu încă 5 caractere pentru cioburi. Deci, bă, fraților, per total, un cont super, super fresh pe serverul Luna, iar dacă sunteți interesați, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin2ro, iar dacă doriți one pe absolut orice server, mă găsiți acolo. Bun, băieți, revenim și cu o platformă foarte fresh pe serverul Carpathians, formată dintr-o șamancă de nivel 100, care are P-ul la ajutor, P-ul la binecuvântare, 17 puncte la conducere, restul M-uri, nivel 105, 900, mă scuzați pe mine, băieți. Un ninja de nivel 116 cu caractere de cioburi pentru pe schimbă. Deci și ăsta este destul de top. Bineînțeles, mai avem aici câteva pergamente dragon, fraților. O alchimie full opacă plus clară. Biologul care este terminat. Costum aură, 2 P-uri, un G7, un G1, M5, M7, 25 de puncte la cal, P-ul la transformare, biologul, după cum am spus, este terminat. Nu mai avem nici JD-uri, nici MD-uri pe aici. Încă un cont de nivel 1 cu caractere de cioburi făcute. Deci super, super fresh și asta. Și avem aici în felul următor. Ward de level 1 campion, P-ul aură, P la incizie triplă, P-ul la izbitură, G2 iureșu, M3 lovitura tunetului, 22 de puncte la cal, P-ul la transformare, biologul terminat și el. Cu următoarea alchimie, gran strălucitor cu absorpție, Onyx, dublu corporal critică, rubin full PVP și jad max PV, absorție, regenerare. Mai avem o eșarfă U aici, o eșarfă Z, un Arfenix plus 4, 4 inventare deschise și în mare parte cam așa se prezintă contul, fraților. Iar dacă doriți voi o prezentare de cont, platformă, server sau orice altceva, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin2ro și vorbim acolo toate detaliile. Bun, hai să punem pauză și să revenim la clipul propriu zis de azi. Bun, băieți, am revenit pe șamanul vostru preferat înainte să fie dat. Și, nu știu, după clipul de ieri, băi, eu am stat și m-am gândit și cred că cel mai bine și cel mai bine, am vorbit și cu Ștefan despre treaba asta, ar fi să încercăm să dăm jos alchimia, fraților. Deci ar fi să încercăm să dăm jos alchimia, cea mai bună chestie, și pentru asta am avea nevoie de niște cufere profet auriu. Ieri am deschis câteva și cred că e cauza să deschidem și azi. Deci hai să vedem, fraților, ce o să iasă. Nu uitați de butonul acel like și punem o pauză și revenim. Bun, boșilor, am revenit și o să încercăm de 200 de ori să deschidem niște cufere profet auriu, să vedem ce ne vom scoate și dacă vom avea mai mult noroc decât norocul de pe Taker în bână. Hai să vedem ce vom reuși. Nu uitați și voi de butonul acela de like, fraților, pentru că într-adevăr este o investiție destul de mare în acest clip. Numai că
Am vorbit cu Ștefan și am zis, bă, dacă tot ne mutăm de pe Carpathians, de ce să vindem contul când am putea să vindem tot, inclusiv alchimia, și să fie mai bine și pentru mine și pentru el și pentru toți. Deci, ce să mai zicem, fraților? Oh, mamă, 2177, bă, ești nesimțit. Ce au făcut ăștia, mă? De ieri. A, ah, dar uite, mă, zic câte 10 aici la 26. Ha, bun, hai că facem așa. 1 2 3 4 5 6 7. Aul, dar nu mai avem bani. Nu mai știu, chiar nu mai știu. Ia să vedem aici. Cufăr profet auriu. Bă, sunt, chiar sunt curios câte ne vor pica, frate. Deci câte ne vor pica de data asta. Uite aici. Bun. Mamă, deci avem ceva cu fere, fraților. Nu mă aștept, sincer, eu nu știu de ce, dar nu mă așteptam să fie atât de multe. Acum, practic, tot ce am avea de făcut ar fi să ne apucăm să-l deschidem. Și sperăm la cât mai multe, la cât mai mult crește. Am auzit că este clar văzătoare. Ceva noroc. Bă, deci azi o să avem ceva noroc. În sfârșit avem și noi noroc după 100.000 de ani. Vreau să le pun și eu aici frumos. Prima oară o să aplicăm metoda Alin Berska, pentru că metoda Parfi ieri am văzut că nu prea a mers cu să cumpărăm, să nu cumpărăm tot ce e mai ieftin. Da, a fost o metodă, vai de steaua ei de metodă. Am văzut că a și comentat cineva legat de chestia asta, dar n-aveam ce să facem. Și am zis că, aia e, frate, un meci mai prost, dacă știi ce zic. Bun, hai să punem pauză, fraților, și revin eu când termin de poziționat toate cuferele astea Profet Auriu, ca să le punem și noi măcar frumos. Boșilor, am revenit și hai să începem. Nu uitați de butonul ăla de like și hai să vedem. Catalizator cu rea. Inel DTP Meni Orison mic, ăsta e urât drop-ul. Magazin primul personal de o zi. O razador. Îmbunătățire. Ia hai să începem de aici. Pergamen binecuvântat. Eșarfă nobilă de 10. Catalizator cu rea. Pietrul 6. Magică. Hai mă, nu spune că nu-mi dai niciunul. Încă o eșarfă. O piatra lunii. Un schimbă bonus. Deci nu-mi zice că nu-mi dai niciunul. Și avem și noroc că e urât, sincer. Schimbă bonus cu plus. Zicea cineva că a deschis. Uite, om, crește dragon cu plus. Super bine, bun. Deci deja avem unul. Practic diamantul se poate spune că este dat jos. M-am mai luat și ceva magice. Ah, n-a vrut de aici. Magazin primul personal. O, razador, eșarfă nobilă. Haide, mă, mai dăm și mie unul. Faulă, bă, nu vine să cred, n-am mai vrut să mai dea unul, mă. Jadantic, diamantantic. Ja tăiat. Ce, ia uite-o, mă, pe asta. Deci n-am mai vrut să mai dea nimic. Da, ce să zic, bă, cam aia e în cazul ăsta. Și am de făcut un anunț, fraților. Deci tot contul o să se dea full aparent acum, pentru că n-o să mai stăm noi să mai deschidem încă o dată profet, dar o să se dea full fără diamantul acesta excelent. Și ăsta probabil o să fie vândut și mutat pe One per Tiger Ghost. Bun, am mai făcut aici ceva șarfe.
niște meniuri, într-adevăr, niște coruri pentru alchimie, că sunt bune și astea, de ce nu? Niște magice, care o să fie de vânzare garantat. Și, în mare parte, bă, ce să zicem? Hai să ne uităm la piață. Nu pot zic că este rău, dar nici bine nu e, deci să mint. Bun, deci vreau să mă uit la piață în momentul de față. Diamant. Full 650 de oni. Și asta e cu apărare la 800. Ta. Bombă. Bun. Cleștere o să fie folosit pe diamant. Și s-a dat jos. Și restul contului, fraților, deci dacă sunteți interesați de cont, pe eventual full echipat sau non-full echipat, sau vă interesează doar un item sau ceva, îmi dați mesaj pe Instagram, shop.metin2ro și rezolvăm. Deci încercăm să rezolvăm cât de mult se poate, fraților. Uite, îl băgăm și pe ăsta la Deperso. Scutul la Deperso. Asta nu e personalizat, ok. Băgăm și ăsta la Deperso. Deci eu zic, fraților, că a fost mai bine așa. Mă așteptam, sincer, să fiu la vreo 2-3. Deci să mint. Deci mă așteptam la vreo 2-3 clești. Dar n-a fost să fie. Și ce să zic, mă, cam aia a fost. Cum mai urmine antic, 4,5 ani. Vreau să mă uit aici la ceva. Și pentru că chiar m-ar interesa. Și anume Phoenix. Papuș Phoenix plus 9. Poate găsim unii full bonus. Uite, un 1 și 11. Pentru că avem aceste două schimbă. Și eu mereu am vrut niște papuși, fraților, cu 2K 15-10. Uite, mă, bun ce ăștia. Dar dacă erau 2K 15-15, erau demențiali. Dar uite că nu mai pot să-i schimb acum. Și o să rămână așa per total. Numai că mai avem aici o pereche. De fapt, mă rog, mai trebuie să mai cumpărăm o pereche de Phoenix de cea plus 9. 1,44. Și avem un KPV 15 pumnal. Mă, nici ăsta nu e atât de rău. Deci nu e deloc atât de rău. Orisoanele, nu știu dacă avem în ce să le dăm. Mă, ba, da, uite aici. Unu, eșuat. Și da, bă, ce să zic, cam asta cred că e, fraților. O să stăm așa, punem aici un mănunchi. Hai deja un... A, ia uite, mă, cum mai am magazin personal. Bun, da, mai e și scutul ăsta de vânzare aici. Și diamantul, cam așa se va prezenta. Da. No, bun, bă, băieți, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare, noi ne-am zis cu bine, v-am pupat. Ciao!